genul programului Talk Show. Bine v-am regăsit, stimați telespectatori, ci că Videanu, Adrian Videanu, ca să zic așa frumos, este hoțul hoților. Cum de unde știu? De la domnul Ponta, la primul ministru al României. Domnul Ponta, primul ministru al României, este mitoman. Adică, așa, și totodată hoțul hoților. Cum de unde știu? De la domnul Videanu. Adrian Videanu. Eu când îi aud pe ăștia catalogându-se că nu pot să le spun domnii ăștia, pe ăștia, mă, ce să aștepți tu de la, nu știu, omul simplu de pe stradă? Cum aștepți tu, primule ministru și fostule ministru și fost primar general al Capitalei a fost Videanu la un moment dat și ministru prin nu știu câte guverne. Cum așteptați voi, mă, să vă respectăm noi pe voi, ăștia simpli, dacă voi strigați unul către altul, bă, hoțul hoților, bă, mitomanule, bă, ca la ușa cortului, frate. Asta e politica din România. Acum îl pun la zid pe domnul ministru al economiei, pe domnul Chițoiu. Nu știu dacă are ce căuta domnul Chițoiu acolo pe scaunul de ministru, dar știu un singur lucru. Domnul Ponta, ați mai dat odată cu stângul în dreptul. Adică, domnul ăla Vulpescu, cum mă să faci atâta circ cu Dan Diaconescu de față, ăla să vine cu contractele? În primul rând, nu știu dacă avea voie să participe la licitație, la câte datorii are. Nu știu dacă avea voie. Că eu dacă mă duc undeva să încerc și... Nu știu, să încerc să-mi iau, de exemplu, parcare. Da? Nu-mi dau ăștia parcare de la primărie, nu pot să-mi plătesc parcarea dacă nu mi-am plătit toate amenziile și dacă n-am plătit tot și dacă am din spate ceva, uai, scandal mare, trebuie să mă duc la finanțele publice, astăzi vorbim despre bani. Banii vorbesc. Mă, cum a participat ăla la licitație, frate, când se știa că au datorii societățile lui? Păi, domnul guvernul lui Românica, păi, legea e numai pentru ăștia amărâții care, știu eu, n-au niciun fel de spate și care nu se pot da nu știu cât de rotunzi. Sau e pentru toată lumea? Ha? Întreb și eu. Așa, continuați să vă jigniți, stimați domni, de prin politica aia dâmbovițeană de sus. Că e bine, sunteți extraordinari, e fain. Dar n-așteptați respect de la noi. Că niciodată, mă, dacă ziceam eu... despre unul sau despre altul că-i hoț sau că-i mitoman sau că nu știu cum, ar fi fost, cum să vă spun eu, ați fi zis, bă, mihuleț ăsta e toată jena, mă, e de toată jena. Mă, dar ăștia se jignesc între ei, e frumos, ci că e declarații politice. Despre bani vorbim astăzi, banii vorbesc, domnul Vasile Rusan, directorul executiv al Direcției Generale a Finanțelor Publice Hunedoara, este la noi în studio. Bine ați venit, domnul director. Bine v-am găsit, bună seara dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Într-un fel bine punctat ceea ce ați prezentat dumneavoastră vis-a-vis de toată această bălăcăreală nesănătoasă și lipsită de principialitate în zilele noastre. Și este păcat că nu reușim să intrăm într-o stare de normalitate, să avem o abordare serioasă și sănătoasă din toate punctele de vedere. Da, îmi place, știți că la un moment dat am asistat la o discuție, era la o televiziune, la televiziunea B1 TV, era invitat domnul Videanu, mai acum ceva vreme, și am scris-o pe Facebook, am fost foarte dur și toată lumea a zis, hoai, cum? Eu am zis că e scroc. Pentru că acolo îl întreba reporterul pe domnul Videanu, ce, dar eu eram ministru economiei, nimeni nu mi-a spus că trebuie să desecretizez contractele cu băieții deștepți care făceau atâta rău în energie și așa. Eu n-am știut și toată presa vuia, pă, cum mă pot să mă minți? Dar în sfârșit... putea să mă mintă în halul ăsta, pe mine telespectator, nici nu, stăteam și nu veneam, mă uitam la televizor, stimați telespectator, și nu venea să cred. Și acum, bun,
Ponta greșește foarte rău că se bagă în jocul ăsta, după părerea mea, da? Asta este. Oricum, înainte de a, de a trece la cifre, pentru că vreau să discutăm despre legea denunțătorului, despre foarte multe lucruri. Ieri altce am spus eu că dacă vreau să particip la o licitație, am și o firmă, să zicem. N-am nicio firmă, stați liniștiți, stimați telespectatori, n-am niciun PF, n-am, deși știu să fac o grămadă de lucruri, dar nu am nicio firmă, nicio datorie la stat pe numele meu, în afară probabil de niște impozite de pe anul în curs, pe care probabil o să le plătesc sau nu, o să le plătească nevastă mea, că eu sunt zăpăcit și n-apuc. Sau trimite pe cineva sau în sfârșit. Dar dacă aș avea o firmă și aș dori să particip la o licitație, la un contract cu statul, la ceva, nu m-ați purica din fir în păr, să zic așa, și să spuneți, domnule, n-ar trebui să duc un certificat de bună purtare de la dumneavoastră, un certificat fiscal? Cu siguranță au fost solicitate și certificatele de atestare fiscală, dar dumneavoastră ați punctat vis-a-vis de firmele care nu le aveți și ați punctat că nu am pe numele meu. Eu nu știu în ce, pe ce nume, vă mărturisesc că nu am urmărit scandalul ăsta cu ultimul. Da, și nu știu cum a participat, s-ar putea să fi participat cu o firmă fără datorii sau s-ar fi putut să participe ca persoană fizică domnul Dan Diaconescu la această licitație, astfel încât toate condițiile de formă să fie îndeplinite și sunt convins că, virgulă, comisia de licitație a verificat toate documentele și din punct de vedere formal au fost îndeplinite toate condițiile. Dar, dincolo de aceste condiții de formă, suntem puși în situația existenței sau inexistenței sumelor de bani necesare achitării pachetului de acțiuni, că am reținut undeva la 200 de milioane sau ceva de genul ăsta, deci practic vorbim de 2000 de miliarde în bani vechi pe care un întreprinzător, un om de afaceri ar trebui să îi poată deține, să îi poată justifica, fie din venituri proprii, fie din credite sau linii de credite de la bănci. Deci de undeva trebuie să ai această sursă când intri într-o licitație de această anvergură. Mai mult decât atât, vorbim de o întreprindere poate categorisită de importanță națională și unde avem mii de angajați, când intri și bulversezi, dacă se pune problema de a bulversa și de a nu se finaliza acest contract de privatizare în condițiile în care nu există disponibilitățile, pentru că dacă el se va materializa, vom trece și le vom lua toate ca un scandal mediatic, dar problema în jurul căreia ne învârtim este existența disponibilităților pe care ofertantul s-a angajat să le aducă în perfectarea acestui contract și în semnarea acestui contract. De acord, acum ajung la o întrebare simplă. Deci dacă eu am niște firme și persoana Mircea Mihuleț se demonstrează în calitate de administrator sau de acționar sau de în sfârșit se demonstrează că sunt răuplatnic. Am luat credite fără acoperire. Sunt pe care nu le-am dat înapoi niciodată. Am făcut varză tot. Sunt feniți peste mine în executare silită. Pot să particip ca persoană fizică dacă eu știu eu cumva, mi-am salvat bani în altă parte, am făcut niște inginerii financiare, am niște bănuți puși deoparte, dar eu sunt varză de cealaltă parte, să zic așa. Și vin și particip la o licitație ca persoană fizică sau cu o firmă care e curată din punct de vedere fiscal. Pot? Bine, câtă vreme în caietul de sarcini n-au fost impuse anumite restricții, ci au fost impuse probabil doar existența certificatului de atestare fiscală și pe de cealaltă parte contribuabilul încă nu a fost dovedit ca fiind evazionist. Păi nu că a fost dovedit. A
A fost dovedit. Dovadă, la câte amenzi a luat domnul ăsta de la CNA? Că știți? Bun, amenziile de la CNA nu putem să le suprapunem peste faptele de evaziune fiscală. Păi dacă nu le plătesc? Deci, în condițiile în care nu sunt plătite, ele pot să fie transformate în muncă, în folosul comunității. Deci vorbim de amenzi contravenționale, nu discutăm de amenzi penale. Am înțeles. Deci ele pot să fie transformate în muncă, în folosul comunității sau... Și uite așa, justiția din România și legea din România, banii vorbesc, domnul director. Bun, oricum, până una alta, pe mine m-a mai frapat o declarație, de asta e de ordin politic și vreau să o comentez. A zis domnul Dan Diaconescu, Dede, a zis, noi am făcut un cadou domnului Ponta de ziua lui, de naștere. Ce ai făcut, mă? Cadou, mă, Dan Diaconescu? Pentru cine? Pentru domnul Ponta? Nu ești cumva concurent cu domnul Ponta? Nu vrei să furi din electorat? Sau, mă rog, să furi. Nu, eu retrag. Să iei din electoratul domnului Ponta și al tuturor partidelor ca să intri tu în Parlament? Adică tu faci cadouri la concurență? A, bă, să fim serioși. Deci eu, în sfârșit. Da, ăsta e comentariul meu. Hai să vedem cum stăm cu banii, domnul director, că văd aici, ne-ați adus, e foarte interesant. Rămâneți alături de noi și puteți să ne și sunați, stimați telespectatori, pentru că avem multe, multe, multe subiecte. Hai să vedem cum stăm cu banii. Popriri, conturi. Am aici, cu ce începem? Realizat program 2011-2012. Hai să vedem. Primul tabel. Da, într-adevăr, poate se confirmă aprecierea dumneavoastră că banii vorbesc. Nu putem să facem nimic fără bani. Clar, și în viața privată, în familie, și în societate și respectiv în administrația publică, fie ea locală sau centrală, peste tot e nevoie de resursă financiară. Important este cum se cheltuiesc acești bani. Noi ne ocupăm de un segment, respectiv de colectarea acestora, și ne străduim să avem o implicare sau o activitate echilibrată, să tratăm toți contribuabilii cu aceeași unitate de măsură, astfel încât să putem asigura resursele necesare desfășurării activității, să existe bani pentru învățământ, să avem bani pentru sănătate și pentru partea de investiții, care nu este în ultimul rând. Și practic pornim de la nevoi, că nevoile sunt din ce în ce mai mari, an de an se pune problema și accesării fondurilor comunitare și atunci să avem și noi contribuția proprie la aceste fonduri comunitare și atunci și bugetele locale sau bugetul județului are nevoie de aceste resurse și la nivel național. Văd că v-ați mișcat destul de bine și în 2011 și în 2012. Pentru că dacă mă uit la gradul de colectare, la cât a programat și la cât a fost realizat, văd că niciodată n-ați scăzut sub 93% în aprilie, cred că 2012 e cel mai mic prag, 93,5, dar aveți recuperări, 104%, 102%, în 2011, în 2012 104%, 100,94%. Deci cât s-a programat, s-a cam realizat. Deci am încercat să ne realizăm obiectivele primite de la conducerea ANAF-ului. Practic în 2012 am primit un program de încasări cu 7% mai mare față de 2012 și trebuie reținut faptul 2011. Față de 2011 și trebuie reținut faptul că pe primele 8 luni am reușit cu alți 7% să avem realizările mai mari decât programul. Dacă aveam undeva
la 1.000.000, 1.100.000 programul anual. Acum vom ajunge până la finele anului să depășim 1.200.000 atât la program cât și la, deja la încasări. 761 până în luna august, da. Pe 8 luni am reușit să 761.490 de lei, 982 de bănuți. E la bănuți aici, e interesant. Bine, trezoreria adună inclusiv bănuții și este normal să pui și bănuții la fiecare contribuabil în contul lui și să-i recunoști contribuția fiecăruia. Știți ce mă frapează pe mine? Că uitându-mă comparativ la cifrele astea 2011-2012 și la veniturile realizate la buget, stau și mă întreb, mă, unei criza? Că ia uitați aici! Deci, dumneavoastră v-ați făcut exact ce a zis guvernul sau guvernele. Ce au spus guvernele? Au zis, mă, avem nevoie de atâta bani. Atâta trebuie să faceți. După estimările noastre, că nu e așa, deci s-a realizat. Suntem pe așa. Și atunci stai și te uiți că taia aia din guvern de la investiții ca să dea la pensii, acum ne promit salariile înapoi, Boc nu știu de ce le-a tăiat, pentru că venituri sunt. Deci se demonstrează că sunt venituri. Ne întoarcem la ceea ce ziceam înainte, la cheltuirea acestor bani, pentru că exact ca și acasă, știe fiecare membru al familiei sau susținătorii familiei cu ce venituri vin acasă și pornind de la aceste venituri pe care tu le știi, ca avându-le din salarii, din alte activități, fie ele economice sau de altă natură, știi că ajungi acasă cu o anumită sumă de bani în fiecare lună. Se pune problema prioritizării cheltuielilor pe care le faci și cum le faci. Pentru că dacă îți dorești să iei acum o mașină de ultimă oră, că au apărut acum nu știu ce mașini de ultimă generație și tu încă stai în chirie pe nu știu unde, cred că nu este o prioritizare corectă. Exact așa și da, cu corect. Banul public. Dacă îl dirijăm spre investiții neproductive sau spre zone care nu aduc un plus de valoare, nu se vede eficiența utilizării acestuia. Corect ce spuneți dumneavoastră, dar dumneavoastră aveți doar treaba asta. Ziceți, eu mă duc să adun. Ia statule român, uite aici, eu mi-am făcut planul. Cu toate greutățile, cu toată criza, cu tot necazul care este, dumneavoastră ați reușit cât au zis ei și cât au estimat, să zic așa, în anumiți parametri și zic eu îmbucurători, pentru că să ai grad de colectare, colectare 105.48%, 104.07%, 100.94%, deci tot peste 100% doar în două luni, după cum spuneam, în aprilie anul ăsta și în iunie a scăzut sub 100% și n-a scăzut mult. Deci n-a scăzut cu... și se acoperă. Deci văd peste tot că zic eu, iasă bara. Poate și mai... iasă și mai bine. Iasă și mai mult. Totul este, vedeți, dumneavoastră, legat de modul în care înțelegem să ne implicăm fiecare în ceea ce facem. Nu-i destulă bună credință în ceea ce faci. Corect. În România, e chiar periculoasă. Deci nu este suficient să fii de bună credință. Este foarte important să ai și experiența necesară în ceea ce te-ai înhămat să faci. Și discutăm de tot ceea ce înseamnă zonă administrativă. Tot ceea ce înseamnă administrație publică. Pentru că, vedeți dumneavoastră, de multe ori sunt oameni de bună credință care au sprijinul masiv al populației și nu are expertiza necesară să poată
să-și atingă niște obiective pe care el și le-a propus. Deci chiar dacă omul este de bună credință și nu are un minim de expertiză în ceea ce s-a hămat să facă, este greu să ajungi să poți rezolva problemele fie ale comunității, fie ale instituției pe care te-ai angajat să o gestionezi și să o administrezi. Întreb acum așa ca prostul de pe margine. Nu există la un moment dat, nu numai la dumneavoastră, că dumneavoastră mă gândesc că înțelegeți, dar chiar și la angajații din Direcția Generală a Finanțelor Publice, sentimentul ăla de frustrare, mă uite, noi ne-am făcut treaba. Și ăștia tot comentează, tot la televizor se tot spune, Doamne, n-avem bani, n-avem mai, și știm că nu e așa, adică dacă era, să zicem, dacă erau niște procente de colectare, mă, n-aveau firmele bani, nu știu, așa o gândesc eu, ca dacă aș fi angajat la dumneavoastră, la Direcția Generală a Finanțelor Publice, aș zice așa, mă, e groasă rău pentru statul român, de ce? N-am reușit să facem cu cât ne-am dus noi cu controle, cu una, cu alta, n-au ăștia bani, sunt cu conturile blocate, închid firmele, am adus doar 50% din ceea ce ne-am propus la buget. Nu există sentimentul ăsta de frustrare de multe ori când vezi că tot strângi, eu l-am de multe ori, că vin și la televiziune, mă duc și colo, mă duc și dincolo și când colo stau și zic, aoleo, vin facturile, știți? Vine de plată. Și zic, chiar n-am făcut nimic. Mai puneam și eu un bănuț deoparte, mai făceam și eu o cum să vă spun eu, bani albi pentru zile negre. Pot să spun că l-am întâlnit la unii colegi acest sentiment, dar trebuie să vă spun că în permanență am susținut și le-am spus-o inclusiv colegilor ceea ce ziceam înainte, că fiecare pe bucățica noastră trebuie să ne facem cu onestitate și cu seriozitate datoria. Și dacă reușim acest lucru, nu să cârtim, pentru că dacă de fiecare dată cârtesc și, dom'le, că eu mi-am făcut treaba și nu și-o făcut ăla, da, trebuie să spunem, dar asta nu înseamnă că noi să ne demobilizăm și să nu ne facem treaba în continuare. Este important, este divizată munca. Noi putem spune că avem o muncă frumoasă pe de o parte și ingrată pe de cealaltă parte, că vedeți dumneavoastră, mergi la un contribuabil să iei banii. Sunt o serie dintre ei care au ajuns în diferite situații și dificultăți. Există cadrul reglementat ca fiecare să-și poată eșalona datoriile, deci să poată veni să ia un credit fiscal, dar s-ar putea să fim în situația în care agentul economic să nu mai aibă garanții cu ce să vină, că toate garanțiile sunt la bănci și a putut să ajungă în situații de genul ăsta fie datorită faptului că undeva pe lanț, unii dintre parteneri nu au fost serioși, fie datorită faptului că nu și-au gândit foarte amănunțit afacerea sau nu, ți-ai gândit-o, au venit acești ani de criză și te-au lovit și efectiv tu să fii în imposibilitatea de a face față fluxurilor de lichidități. Bun, aici blocajul ăsta, ca să-l înțelegem un pic, pentru că, spuneați acum, unii dintre parteneri nu sunt atât de serioși. Vă confruntați sau nu? Aveți vreo modalitate în afară de judecățile alea interminabile? De procesele alea pe care nu le rezolvă? În momentul în care intră în joc avocații, știi că e cauza pierdută. Clar, nu o să mai recuperezi banii decât foarte târziu, banii pe care ți datorează cineva, pentru că o să fie termene, amânări, iară, strămutări de proces, nu știu ce. În momentul în care se face un serviciu, se emite factură, nu? Și factura aia reprezintă ceva, e un act, nu? Și îl vezi pe unul că el nu plătește nici la cutare, nici la cutare, nici la cutare, îi se adună datorii. E bun contribuabil. Puteți interveni cumva în deblocarea asta de pe piață? Sau doar aveți rolul
Nu, pentru că ar însemna ca instituția finanțelor sau instituția statului să intervine într-o relație comercială. Ori nu poți. Noi suntem terți. Noi din afară nu avem decât rolul de a colecta de la acea factură care a emis-o un contribuabil, să colectăm TVA-ul, dacă la factura respectivă a avut venituri și funcție de costurile cu marfa sau cu lucrarea care el a realizat-o, o să-i rămână profitul respectiv și la trimestru să își înregistreze inclusiv obligația de plată a impozitului. Deci nu poți să intervii într-o relație contractuală. Într-o relație contractuală între doi parteneri. Păi, nu știu, dar aici, în momentul în care unul nu este cinstit și îl face pe ălalt să dea faliment, deja pierdeți și dumneavoastră. Așa este. Cadrul reglementat există, dar el trece în cealaltă a instanțelor care pot să arbitreze aceste litigii sau aceste conflicte. Pierde și statul. Cel care a fost păgubit, dacă poate să probeze că celălalt de rea credință l-a păgubit, se poate îndrepta inclusiv într-o acțiune penală împotriva debitorului și până la atragerea răspunderii solidare a administratorului sau a celui care i-a produs paguba. Văd aici popriri conturi, popriri terți. E o situație defalcată, e foarte interesantă. Hai să vedem ce reprezintă rubricile astea, pentru că încet, încet mă obișnuiesc, mai aduc 2, 3, 4 economiști și cine știe de unde sare viitorul patron de la... Nu, stați liniștiți, n-am niciun vis. Vă rog. Practic, la partea ingrată a muncii sau a activității noastre, suntem în situația când trebuie să poprim conturile celor care ajung să nu plătească obligațiile fiscale la scadență sau poprim terții lor, respectiv clienții de unde au sume de încasat. A, deci se poate face și asta? Da. Dar păi stați puțin. Nu se transformă în, nu se mută obligația de pe umerii debitorului. Așa. Pe umerii creditorului. Nu, un pic. Să vorbim românește pentru, noi vorbim acum românește, dar să vorbim pentru toată lumea. Eu am o firmă. Nu știu, produc scaune. Și le vând unui magazin. Acel magazin nu-mi plătește mie, dar el a vândut scaune la rândul lui, nu știu, unuia care are nevoie de scaune, are o sală de spectacole, are o sală de mese, are ceva. Da? Puteți veni, veniți la mine și îmi spuneți, domnul, vedeți că ați vândut. Da, eu n-am încasat. Ai datorii la finanțe, nu ai încasat. Noi îți facem sau îi facem contribuabilului care are datoriile la noi, îl notificăm și îi spunem că îi facem poprire, îi poprim clientul lui. Dar adică magazin. Magazinul. Ce înseamnă poprirea? Poprirea îl obligă pe magazin să vireze banii în contul bugetului de stat și să nu-i mai dea furnizorului lui, producătorului de scaune. Bun, și dacă ăla zice noapte, nu mai dau nimic. Duceți peste el? Magazinul poate să magazinul, el poate să nu onoreze poprirea. Așa. Noi putem să mergem și să validăm poprirea, dar asta presupune să ajungi în instanță. Poprirea are scopul de a nu îl mai lăsa pe debitor să se sustragă. Deci, prima mână, ăla cu scaunele. Ăla cu scaunele. Deci să nu încaseze banii și să nu plătească obligațiile la bugetul statului. Statul nu se transformă în recuperatorul debitorului. În continuare, cel cu scaunele are obligația sau datoria să se străduiască să-și încaseze creanțele. El nu mai poate, după ce am făcut poprirea,
clientului, magazinul, nu mai are dreptul să facă plăți la producătorul de scaune. Trebuie să vireze bani în contul bugetului de stat. Dacă e de la producătorul de scaune, atunci devine solidar, răspunzător cu suma care i-a dat-o la producătorul de scaune și nu a virat-o la bugetul statului. Am înțeles. Deci o bagă în alt cont? Trebuie să plătească el bani în locul celuilalt. Interesant. Asta e interesantă. Încet, încet se naște un plan de inginerie financiară în capul meu. Bun. Popiril conturi înființate, încasate. Adică, v-ați îndreptat împotriva unora și ați și încasat. Da, deci se vede o creștere substanțială a numărului de popriri care le-am realizat raportat la aceeași perioadă anului trecut. Dacă am înființat un număr dublu de popriri, nu s-a simțit și aceeași influență în încasări. Practic, încasările au crescut doar cu 45% față de aceeași perioadă a anului precedent. Am înțeles. Deci criza deja aici se vede în cifrele astea. În sensul că nu mai au oamenii bani să plătească. Deși dumneavoastră mergeți și spuneți, domnule, ai de plătit la stat. Păi știți, nu mi-a plătit cu tare. Bun, ne ducem către el și îi spunem, nu mai vira în contul... Da, ăla sunt terții, cealaltă categorie de popriți. Deci astea sunt popririle pe conturi. Astea sunt popririle pe conturi, sunt am două înțeles. Categorii de... Da, mă uitam eu greșit. Aveți dreptate. Deci băncile am... Deci astea sunt popriri pe conturi directe. Da, ale pe firme. Conturile bancare. Și se fac popririle pe partea de clienți. Deci odată poți să mergi cu popriri la bănci și pe de altă parte te duci pe partea de operator economic, de client. Și dacă lucrează omul cu cash? Dacă lucrează omul cu cash, la fel, terțul dacă a fost poprit, nu poate să-i mai plătească nici cash. Dacă lucrează cu cash... Nu are voie. Nu are voie. Că de putut poate. Da. Că se duce cu suma de bani. Dacă și noi, urmarea înființării popririlor, identificăm efectuarea de plăți, fie ele cu numerar sau prin virament, cel care a făcut plata, nu cel care a încasat, pentru că cel care a încasat avea obligația față de bugetul statului, dar cel care a făcut plata, suma plătită până la nivelul obligației către bugetul de stat, o datorează față de noi. Văd aici un comunicat de presă care ne vorbește despre înregistrarea contractelor de arendă și de venit brut din arendă. Deci sunt multe lucruri. Acum e un scandal destul de interesant, zic eu, pentru că au venit străinii și au cumpărat pământuri în România. Le-au cumpărat pur și simplu. Sau le-au luat în arendă. Vedeam și în, mi se pare, în ziarul Hunedoreanului, dacă nu săptămâna trecută, se iau pe terenurile astea, în general, care de multe ori sunt lăsate nelucrate și așa, se iau bănuți destul de frumoși și de la Uniunea Europeană și de nu știu unde și de nu știu unde. Sunt niște condiții, dar am înțeles că se fentează într-un anume fel. Și cu pășunile, și cu una, și cu alta. Hai să vorbim despre venitul din arendă. Practic, din acest an, toți deținătorii de terenuri care au încheiate contracte de arendă au obligația înregistrării acestor contracte la finanțe. Cei care le-au încheiat înainte de 31 decembrie 2011 au obligația încheierii unor acte adiționale în care să stipuleze cum optează să fie impozitat venitul din arendă. Există posibilitatea ca impozitarea să se facă în sistem real sau în sistem forfetar. Dacă aleg metoda de impunere forfetară, impozitarea sau impunerea se realizează de către fermier, de către cel care lucrează terenul, odată cu plata arendei. Fermierul îi reține impozitul deținătorului de teren.
dacă proprietarul de terenuri optează pentru impunere în sistem real, atunci trebuie să depună și o declarație de impozit la finanțe și să-și plătească impozitul pe baza deciziei ce o primește de la finanțe. Bun. Acum ajungem la nenorocirea care e anul ăsta cu secetă și cu producții mici la hectar și pe deasupra și cu impozitul ăsta, dacă este un contract. Dar dacă nu este niciun contract? Dacă nu sunt contracte, înseamnă că persoana respectivă nu beneficiază de venit. Discutăm de proprietarii de terenuri și nu de cei care lucrează terenurile. Că pot să fie fermieri ce lucrează terenuri a unor persoane decedate sau unor persoane care sunt plecate din localitate, li s-au pierdut moștenitorii. Deci, efectiv, pot să fie și situații de genul acesta. În cazul ăsta nu există contract de arendă, deci nu se supune... Nu are cine, nu primește nimeni venit, nu încasează nimeni venit, nu datorează nimeni impozit. Rămâne fermierul cu folosința gratuită a unor terenuri de pe care el realizează veniturile respective, se regăsesc în contul de profit și pierderi și ar trebui să plătească... La nivelul județului Hunedoara, câți dintre, să zic așa, acum, până acum, cam care-i procentul de, știu eu, proprietari de terenuri și de arendași care au venit să reglementeze povestea asta? Practic, povestea este încă în derulare sau aceste aspecte sunt în derulare. Încheierea contractelor sau actelor adiționale la contracte, că marea majoritate a lor au fost încheiate din anii precedenți, încheierea actelor adiționale este în derulare. Ele trebuie. Deci încă nu știți numărul total, dar o să vă întreb cât sunt până acum. Avem un prim telefon. Bună seara, sunteți în direct. Alo? Alo? Bună seara, sunteți în direct, vă rog. Bună seara. O întrebare cu impozitarea după venit după terenul arendat. Din ce an să facem? Mă numesc Nistora din Brad. Să rămână, doamna Nistor. Impozitarea se face inclusiv din anii precedenți, deci dumneavoastră până la 31 decembrie 2011 ca și proprietar de terenuri, aveați obligația conform codului fiscal să depuneți o declarație 200 la finanțele unde aveți domiciliu respectiv la Brad, dacă sunteți în zona Bradului, la Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Brad, după care dumneavoastră ați fi primit o decizie de impunere și după primirea deciziei de impunere aveați obligația plății acestui impozit pe venit. În condițiile în care dumneavoastră nu ați declarat impozitul pe venit, în momentul când organele fiscale identifică acest lucru, în lăuntru perioadei de prescripție, vi se va calcula impozitul datorat pe veniturile din arendă realizate. Da, și din ce an? Totuși am înțeles că din anul 2007 se face impozitarea pe terenuri agricole. Cine v-a spus de anul 2007 s-a referit exact la partea asta cu perioada de prescripție. Perioada de prescripție este de 5 ani a obligațiilor față de bugetul statului. De asta cine v-a spus dumneavoastră de 2007 sau de anul 2007, nu este vorba de 2007, ci este dinainte de 2007, dar se merge în lăuntru perioadei de prescripție. Da, mulțumesc. Cu multă plăcere. Mulțumim frumos și vă mai așteptăm la punctul de vedere pentru că încercăm să vă aducem informație corectă, concretă și direct de la sursă. Stimați telespectatori, mai avem vreo 10 minute, zic eu, din această emisiune 0354738888. Uite că ne-am luat cu vorba și avem și telefon. Bună seara, sunteți în direct. Alo? Sunteți în direct, vă rog. Alo? Regia, încercați să preluați telefonul și mai introduceți-l o dată în linie. Sunteți în direct, vă rog. Așa. Bine, până
până se hotărăște telespectatorul să revină. Să o lămurim pe asta. Deci din 2007 până în 2012, da, sunt 5 ani, deci în ăștia 5 ani e perioada de prescripție. Înainte de 2007 nu mai contează, pentru că nu s-a anulat, e prescrisă datoria. Este prescris. Vorbim chiar de anul 2006, putem să discutăm de 2006 așa, încoace, pentru că perioada de prescripție începe să curgă de la 1 ianuarie anului următor. Am înțeles. Bun. Bună seara, sunteți în direct, a revenit telefonul. Doamne ajută, domn Părinte. Doamne ajută. La telefon. Da, domnul Volder. Bine că mai prindem și finanțele la telefon. Am o întrebare care am mai pus-o și predecesorului dânsului, domnului director care este acum. Ce se întâmplă cu autovehiculele care au cutie hidramată și sunt aduse de persoane cu handicap? Repet, cutie automată. Am avut o discuție cu un funcționar de la dânsii și au spus că aceste autovehicule nu sunt incluse în scutirea de taxă. Păi vă spun un lucru, în toată Uniunea Europeană nu se mai circulă cu maneta la mână. Suntem persoane cu probleme. Am înțeles. Domnul director și-a notat. Am preluat întrebarea. Când putem să fim primiți la dumneavoastră într-o audiență? În fiecare zi de miercuri puteți să veniți la mine în audiență și putem să discutăm această problemă. Că vă spun un lucru, mi s-a spus de genul, și eu am cumpărat o mașină cu cutie automată, dar nu mă scutește nimeni. Deci una este plimbatul și una este necesitatea, domnul director. Deci la o persoană cu dizabilități nu este faptul că se plimbă pe stradă. Este o necesitate. Iar funcționarul de la dumneavoastră, de la ghișeu, este problema lui dacă și-o cumpără sau nu, sau dacă se plâmbă sau nu. Mă înțelegeți? Mulțumesc este pentru telefon. Este și de mentalitate. Corect. Ce la spuneți? Direcția de finanță publice. Doamne ajută, mulțumesc mult. Doamne ajută, uitați, puteți merge miercuri în audiență de la domnul director și atunci o lămuriți fără probleme. Acum cred că trebuie să cercetați un pic legea și să vedeți ce cu și siguranță. Cum. Cu siguranță. Da, mai puteți suna, stimați telespectatori, 0354-738-888 și vedeți, trebuie să mai veniți la noi, pentru că e important să menținem acest contact cu telespectatorii, pentru că dăm informație, lumea înțelege și vin comunicatele de presă, vin de la dumneavoastră și biroul de presă e ok. Este așa, foarte important ca lucrurile să fie clarificate și să fie pe înțelesul tuturor, că de multe ori poate un text scris în presă sau o comunicare foarte tehnică nu ajunge să poată fi înțeleasă de toată lumea și e importantă comunicarea inclusiv în direct cu telespectatorii sau cu virgulă contribuabili ce ajung la noi fie în audiență, fie avem un compartiment de asistență contribuabili inclusiv la nivelul Direcției Generale a Finanțelor Publice și la nivelul tuturor administrațiilor financiare din județ. Deci fiecare unde este arondat se poate adresa atât în scris cât și în mod direct administrațiilor pentru a lămuri anumite probleme cu care se confruntă în calitate de plătitor de impozite și taxe. Domnul director, acum s-a făcut așa mare vâlvă și e ok că se întâmplă. Avem complex energetic în județul Hunedoara. Dar ce se întâmplă cu datoriile? Că avem destule datorii în entitățile care acum formează complexul energetic. Vorbim de CNH, vorbim de altele și altele. Am în cele două entități, atât termocentrala de la Mintia, cât și Compania Națională a Huilei, sunt doi operatori administrați de Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili de la București. De la București, da. Practic, eu ceea ce cunosc despre CNH, că din 2003-2004,
când noi îi administram, achitau obligațiile curente la zi. Deci, pentru obligațiile istorice... Da, dar de atunci istoric, e vreme lungă. Sper să își fi păstrat acest comportament fiscal. Știți ce se întâmplă? Iar e o neconcordanță și o treabă total necinstită față de contribuabilul hunedorean, dacă pot să spun așa. Și am să vă spun de ce. Ăia intră sub un alt regim. Zice statul român, mă, finanțele de la DEVA bune și nu prea. Păi de ce? Păi lasă că facem noi aici sus. Ori aici s-a vorbit și se vorbește în continuu de mari șmecherii pe piața de energie, de băieți deștepți, ba de una, ba de alta, știți? Și atunci stai și te uiți că unele companii au datorii istorice. De ce să nu controleze tot finanțele noastre, să știm și noi cum stăm? Că dacă ăia desfințează niște locuri de muncă, oamenii ăia care sunt dați afară sunt din județul Hunedoara. Adică n-ar trebui să fie o suprastructură de genul ăsta care... Vedeți și cu Olchimu. Olchimu cred că tot la mari contribuabil s-a încadrat, așa nu? Așa este, dar selectarea acestor contribuabili și gestionarea lor pe criterii oarecum preluate din experiența altor state a condus în cele mai multe cazuri la o mai bună administrare a veniturilor și la o gestionare eficientă a lor. În alte state sunt convins, în România niciodată. Deci, repet, câtă vreme i-am păstorit și am gestionat, vorbesc de perioada în care am deținut funcția de director general la finanțe și Compania Națională a Huilei era administrată de noi, obligațiile curente le-au achitat lună de lună. Cele istorice, într-adevăr, au fost în imposibilitate să le mai achite, cu siguranță nu se mai puteau achita și nu sunt achitate nici astăzi. Bun, e clar că va fi gaură în buget, sau mă rog, probabil că și-ar fi luat și ei gândul de la lucrul ăsta, dar după cum spuneam, mie nu mi se pare regulă, de ce să fie numai unii? Poate da, în alte țări, posibil. Dar în România, tare mândresc. Domnul director, privind așa, făcând că mai avem vreo 2 minute de emisiune, făcând așa un tur de orizont, anul viitor, pentru că anul ăsta mai este un trimestru, octombrie, noiembrie, decembrie, cum se profilează pentru economia hunedoreană? Din ce vedeți dumneavoastră? Eu apreciez că în continuare va fi o ușoară creștere economică. Noi și cifrele arată acest lucru. Cu toată perioada de criză și cu toate greutățile prin care au trecut agenții economici, s-au găsit soluții astfel încât economia să aibă o ușoară creștere. Aici la dumneavoastră cred că se vede cel mai bine pentru că dumneavoastră aveți, să zicem așa, o imagine cât mai apropiată de adevăr prin taxe, impozite, opriri pe conturi, în sfârșit cam știți cum stă treaba. Deci dumneavoastră ziceți să nu ne îngrijorăm. Clar, suntem încă în perioadă de criză, dar cu toate astea noi am avut o creștere ușoară, cum a fost ea și va fi la anul, zic eu, peste nivelul inflației. S-a simțit chiar dacă nu mult, inclusiv faptul că se lucrează la autostrada care trece prin județul nostru și acesta a adus un plus, chiar dacă este privit de unii destul de scăzut, dar a fost un plus de valoare adăugată și reflectat. Poate că va veni mai mult, poate va veni mai mult dacă se mai deschid firme. Cu siguranță. Mulțumesc pentru prezența în emisiune și vă mai aștept. Vă mulțumim și noi și bucuria este atunci când putem să clarificăm anumite aspecte neclare contribuabililor și să venim în întâmpinarea lor astfel încât să le fim
un sprijin și un partener, nu doar o instituție de strângere și de colectare a banilor. Încă o dată mulțumesc, vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, că v-ați uitat la noi. Rămâneți cu Hunedoara TV, urmează Hunedoara în 50 de minute. Vine directoarea spitalului, deci o să fie foarte interesantă emisiunea la colega Mona Lizehin. Mesaj pentru politicieni în încheiere. Respectați-vă ca să vă respectăm.